În Craiova, părinții s-au grăbit încă din prima zi de înscrieri să depună cereri, astfel încât copiilor să prindă un loc în școlile unde își doresc să învețe în următorii ani. La Colegiul Frații Buzești se vor crea în acest an 4 clase. De ce ați ales această unitate? Pentru că e o tradiție în familie. Toți au terminat Buzeștiul, și frații, și nepoții, și toți. Vor să fie același liceu. Și este un liceu foarte bun, care dă rezultate. Copii foarte, foarte buni. Care a fost criteriul după care ați ales școala? Se face de dimineață, am înțeles. Și noi nu putem decât de dimineață să-l lăsăm la școală. După amiază, am fost în altă parte și se făcea de la 11 la ora 3 și nu e bine. 4 clase pregătitoare, asta înseamnă 100 de locuri. Dacă vor fi mai mulți înscriși, aplicăm criteriile. Deja sunt câțiva înscriși și e normal să fie așa. Sperăm că în câteva zile, sau cred că în câteva zile, numărul locurilor va fi deja ocupat. În clasa pregătitoare se pot înscrie copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august, copiii care împlinesc vârsta de 7 ani până la sfârșitul lui august și care nu au parcurs anterior clasa pregătitoare vor fi înscriși la cerere direct în clasa 1. Înscrierea se face în două etape. În prima fază vor fi repartizați copiii din circumscripție, în faza a doua vor fi repartizați copiii din afara circumscripției, iar în etapa a treia vor reveni la unitatea de circumscripție copiii care nu au avut loc, dacă au dorit să înscrie în afara circumscripției. Repartizarea copiilor în unitățile de învățământ va avea loc în perioada 16-23 martie.